La Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă a avut loc astăzi o bursă inedită. Este vorba de un parteneriat între instituția Arădeană și Fundația Română-Germană din Vladimirescu. Un total de 196 de persoane calificate, la care se mai adaugă 10 persoane care au beneficiat de un curs de antreprenoriat pentru a iniția o mică afacere, cine dorește, în finalul proiectului, în special în urma calificărilor care au fost obținute. Diplomele sunt oficiale, recunoscute în toată țara și în străinătate, oferă un acces mai facil la un loc de muncă într-una din meseriile care la ora actuală se cer pe piață. Astăzi are loc bursa, microbursa locurilor de muncă în cadrul proiectului implementat de Fundația Română-Germană. AJFM Arad acordă sprijin ca de fiecare dată tuturor beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene destinate șomerilor și celor care își caută un loc de muncă. Sunt prezenți astăzi 7 angajatori cu diverse locuri de muncă, în special în domeniile în care aceste persoane au beneficiat de cursuri. Scopul bursei a fost de reintegrare a șomerilor pe piața muncii, iar acțiunea a fost destinată persoanelor care au absolvit un curs de recalificare. În domeniul în care am făcut instalații, astăzi vreau să găsesc. Am făcut curs de instalator, construcții și sper să găsesc ceva. Am umblat să fac un curs de calificare, să fac o altă, să găsesc un alt loc de muncă. Am căutat ceva, muncitor necalificat sau în domeniul tapiseriei, pentru că am fost disponibilizat. Deocamdată nu trebuie să dispărăm, mai este timp, sunt numai 15 zile de când am fost disponibilizat. Sperăm că se va găsi un loc de muncă sau pe parcurs. Bursa de astăzi a fost ultima din acest an organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Arad.